De când e lumea, eu te plac pe tine, în timp ce tu îl placi pe altul, iar altul mă place pe mine și eu nu-l bag în seamă. Care e fenomenul? Cu cine ar trebui să te căsătorești de fapt? Cu cel care te vrea sau doar cu cel pe care tu îl vrei? Prieteni, bună seara, sunt doctorul Andrei. Vorbim în seara asta la seducții și fidelități despre acest subiect. Te plac fiindcă nu mă placi. Da, este fenomenul acela răspândit, pe care poate l-ai trăit sau poate l-ai văzut la cineva, cu siguranță ai avut de-a face cu el, pentru că este peste tot în lumea asta. Nu numai la oameni, ci și la alte ființe e răspândit. Așa că hai să înțelegem mecanismele din spatele acestui comportament de a alerga după cineva care te respinge și de a-l prefera tocmai pe acela, în loc să existe un fel de compatibilitate între cel pe care îl iubești și cel care te iubește. Și să vedem de ce unii oameni își găsesc perechea și se iubesc reciproc, în timp ce alții rămân în rolul acesta de persoană care aleargă după cineva și are senzația că în curând va fi respinsă. Și ce ai de făcut ca să fii tu persoana după care umblă celălalt și el să aibă senzația că tu nu-l vrei? Ai trăit vreodată această senzație de a nu dori pe cineva care este nebunit după tine? Sunt și oameni care nu au trăit asta, dar este destul de penibil să trăiești așa și oare se pune întrebarea ce ai de făcut ca să fie lucrurile în favoarea ta și până la urmă și în favoarea celuilalt? Am nevoie de părerile voastre, vă simt. Live-urile acestea sunt atât de importante pentru viața mea pentru că sunt conectat la viața voastră. Și asta ne face să câștigăm deopotrivă, toți. Așadar, prieteni, haideți să începem cu rațiunile etologiste ale acestui comportament atât de răspândit. Și anume, faptul că există un fel de efect piramidal la mai toate speciile care au câtuși de puțină viață socială. Asta însemnând că la toate aceste specii tindem să ne orientăm către indivizii care își văd de ale lor și nu către indivizii care ne abordează insistent. Când un individ te abordează insistent din orice specie ai fi tu, ai tendința să intri în faze refractare, de respingerea celuilalt, de delimitare față de el, mai lasă-mă în pace și te dai mai încolo. Și din acel moment se declanșează în celălalt individ această tendință de a insista, de a încerca să nu te piardă. Pentru că a fi respins când ești parte dintr-o specie socială este un lucru extrem de dureros. Adică, practic, ține de supraviețuirea ta să nu fii respins de cineva și mai ales de toți ceilalți. Știți că oamenii singuri sunt nefericiți nu pentru că sunt ei singuri, ci pentru că în această situație se adaugă și faptul că au senzația de respingere din partea celorlalți oameni. Adică ai senzația că nu ai rost pe lumea asta fiindcă oamenii nu au nevoie de tine, nu te caută, nu te plac, nu sunt atrași. Și atunci, ce poți să faci? Ai putea să începi și tu să respingi de astăzi pe câte cineva? Să alegi așa un cetățean de pe stradă și să-i spui, pe ăsta o să-l resping? Nu râde. Că știi, chiar se poate începe acest joc și se întâmplă ceva foarte interesant cu oamenii din jur în momentul în care, chiar dacă nu te cunosc, tu îi respingi. Adică închipuiește-ți următorul joc. Că mi se pare era un filmuleț cu Stan și Bran în care Stan, dacă nu mă înșel, s-a întors așa cu spatele la stradă și se făcea că se uită foarte concentrat la ceva în mâinile lui cu spatele la ceilalți oameni și dintr-o dată s-a făcut așa un fel de grămadă de oameni care încercau să vadă ce face el acolo, mai ales că era cu spatele la ei. Ori se pare că acest spate are un efect foarte interesant asupra celor care vor să fie băgați în seamă. Când ceilalți nu te observă, când ceilalți te ignoră uneori aparent intenționat, ești foarte afectat și ai de făcut câte ceva. În seara asta o să vă învăț și cum să ignorați oameni, nu numai cum să îi băgați în seamă. Pentru că nu vreau să spun că în felul acesta trebuie să te transformi într-o ființă diabolică, ci doar cum să te poți folosi de toate rolurile sociale care stau la dispoziție ca să-ți fie bine
și ca să fii cineva printre ceilalți. Bun, vă să zic că există acest efect piramidal la nivelul tuturor speciilor și cei care par să fie mai încrezuți, mai siguri pe ei, sunt urmați de cei care sunt mai nesiguri. În special asta, la bărbat, faptul că este stimulat un bărbat să se ducă după o femeie care îl ignoră, are și un oarecare mecanism de vânătoare în el, pentru că este efectul acela de a pune un ghemuleț așa legat cu o sfoară la dispoziția unei pisici și când tragi ghemulețul de lângă pisică, ea tinde să se ducă după el. Dacă vine ghemulețul spre pisică, ea sare în sus așa și se ferește de el, nu prea are chef de joacă. Adică, practic, o pisică, un prădător, un bărbat, are chef de joacă și de interacțiune când prada se dă mai încolo și încearcă să-i scape. Bun, dar la o femeie, cum este, domnule, când o femeie este mai motivată de a se orienta către un bărbat dacă acesta o ignoră? Păi bineînțeles că aici intră în funcțiune, nu ca la bărbat, instinctul acela de vânătoare, cât mai ales ideea că nu este băgată în seamă și că nu este aleasă ea în detrimentul celorlalte femei de pe lumea asta. Va să zic că există rațiuni diferite, dar cert este că și la bărbați și la femei are efect acest lucru. Și anume, să fii ignorat de celălalt te face să-l bagi în seamă mai mult. De exemplu, Ionel nu a fost băgat în seamă la viața lui și atunci încearcă să se bage singur. Bun, în afară de explicația etologistă, haideți să ne uităm un pic și la copilărie. De exemplu, în copilărie poți să observi tendința unui copil de a se duce mai mult după mama lui, după acel părinte care pare să-și vadă de ale lui. Dacă părintele vine cu lingurița cu mâncare după copil, copilul fuge și începe să-și respingă părintele și este acel efect de părinte nedumerit și nefericit că se ocupă intensiv de copil și copilul îl respinge, nu ascultă de el și nu îl respectă. În schimb, părintele care are un pic de egoism și de multe ori se întâmplă cu tații acest lucru, este iubit și este căutat de copil până la urmă pentru simplul fapt că pare să fie mai sigur pe el și să deține ceva ce copilul acela nu deține, nu are acces la acel ceva. Și dacă mai adăugăm la asta și faptul că există o competiție între frați, atunci înțelegem de ce încă din copilărie acest lucru devine important. Să fii tu cel ales și celălalt să fie cel ignorat. Și atunci ești foarte receptiv la situația în care ești ignorat și cauți să fii tu cel ales. Bun. Dar haideți să ne uităm cu atenție în jurul nostru. Vă să zic că există oameni care se iubesc unul cu altul, da? Un bărbat se iubește cu o femeie, acea femeie se iubește cu acest bărbat. Deopotrivă, aproximativ simetric, cum de-au ajuns acești oameni în situația aceasta frumoasă, ideală, da? Deși există destui care sunt disperați în continuare și se gândesc toată ziua la cineva care îi respinge. Dacă îi întrebăm pe cei doi care alcătuiesc cuplul armonios, în care fiecare îl iubește pe celălalt și este atras de celălalt în egală măsură, să zicem, o să spună că niciodată nu s-au simțit în situația aceasta de a fi respins și pentru asta a fi mai atras decât oricând. Vă să zic că e un fel de boală a unora dintre noi. Asta înseamnă că mai degrabă nu ține de cel de care ești tu atras, cât ține de biografia ta, de receptivitatea ta față de respingere și de a fi ignorat. Uite că am ajuns la o primă concluzie simplă și utilă și pentru tine și pentru mine, și anume, dacă tu simți o atracție maximă față de o persoană care nu te bagă în seamă, acest fapt nu se datorează calităților acelor persoane, ci problemelor tale în dezvoltare. Faptului că tu ești undeva în rolul celui care pierde și în rolul celui care încă nu s-a săturat să fie băgat în seamă. Va să zic că există cupluri echilibrate în care fiecare dintre cei doi poate să trăiască bine mersi fără celălalt și există cupluri de disperați.
sau măcar unul dintre cei doi este disperat și încearcă să nu-l piardă pe celălalt, care tot timpul face mofturi, îl șantajează cu plecarea și se dă drept genial sau foarte frumos. Bun, dar ce înseamnă a fi ignorat, respectiv a fi respins? Sunt două lucruri care sunt de sorginte diferită. A fi ignorat înseamnă să nu conteze existența ta, pe care tu o prețuiești foarte mult, și ești șocat să observi că ceilalți nu o prețuiesc. Și o să-ți explic când începe să fie importantă, la care dintre oameni este foarte importantă această percepție. Și bineînțeles, a fi respins înseamnă a fi abandonat. Înseamnă o atitudine activă de a se scăpa de tine. Și când părintele te împinge din lângă el și spune pleacă de aici că nu te mai iubesc, nu te mai vreau. Și tu și-l vezi pe copil cum se bagă cu buzițele să-l pupe pe părinte și părintele îl împinge. Nu, ți-am zis, nu m-ai supărat, nu mai vreau să vorbesc cu tine. Și când părintele se întoarce cu spatele la copil, acesta începe să urle, să plângă. Chiar devine o dramă acel moft pe care l-a avusese până atunci. Ori, dacă stăm să ne uităm cu atenție, înseamnă că încă de când suntem mici, acest lucru a devenit important când vedem spatele celuilalt. Bun. Mai târziu, pe măsură ce ne socializăm și ne obișnuim cu viața de grup și ne-am dus la grădiniță și avem colegi, adică niște egali, pentru că acest concept de peer din engleză este extrem de util și de important pentru a înțelege ce se întâmplă între oameni când se află în colectivități relativ omogene. De exemplu, soldații în cazarmă, sportivii în cantonament, fetele în timpul unui concurs de mis, copiii la școală în aceeași clasă, chiar și călugări într-o mănăstire. Oameni care sunt uniformizați prin instituționalizare, de exemplu, au o formă de competiție între ei care poate să devină extrem de acerbă. Și când ne aflăm într-un grup de peers, adică de egali, de similari cu noi, încep să apară aceste nevoi de a ne face spațiu, întâi și întâi de a ne integra în grupul respectiv și apoi de a ne afirma din grupul respectiv. Bun. Îți mai amintești de la școală, de la liceu, de senzația de om încrezut? Poate ți s-a spus ție că dai senzația de om încrezut. Sau poate că ai observat tu cât de încrezut părea cineva. Și ți se părea încrezut acel om în raport cu prezența ta? Nu neapărat în raport cu prezența altora, pentru că nu prea simți frustrare când alții nu sunt băgați în seamă. Ori asta înseamnă că încă de atunci începuseră jocurile acestea de a te îndrăgosti și a fi atras de persoana încrezută. Mulți dintre liceeni sau dintre cei aflați la școală în clasa a 6-a, 7-a, 8-a spun este un nesuferit, este un încrezut sau o încrezută și toată lumea își dă seama că această fată, acest băiat este îndrăgostit de acea persoană care nu-l bagă în seamă. Oare tocmai de aceea? Haideți să intrăm un pic mai în profunzime. Asta înseamnă că dacă tu îl ignori pe celălalt, să zicem că tu ești cel care este sigur pe el și îl ignori pe celălalt, ai așa un fel de detașare față de acea persoană și poți ușor să-i vezi defectele. Pentru că ai detașare, nu te interesează persoana respectivă și îi vezi din ce în ce mai clar defectele. Dacă însă celălalt îți pare detașat și tu ești așa după persoana aceea cu atenția încordată, are acea atenție marcată de atracție, atunci ai tendința de a atribui calități. Va să zică, atunci când tu te uiți după cineva de care ești atras, se amplifică efectul și vezi calități. Atunci când tu ești sigur pe tine și îl ignori pe celălalt, îi vezi cu mai mare ușurință defectele. Asta înseamnă că se produce un subiectivism în funcție de rol. Este rolul celui sigur pe el versus rolul celui nesigur pe el. Și în seara asta o să discutăm despre cum să-ți reglezi rolul, bineînțeles de preferat, în poziția de a fi sigur pe tine în fața unei persoane care ar putea să te atragă.
pentru formarea unui cuplu. Bun, dar ai observat încă ceva? Odată ce persoana respectivă te bagă în sfârșit în seamă, începe să-i scadă din valoare și multe fete menționează acest efect. Da, mă tot enerva că nu mă băga în seamă, dar la un moment dat a venit și a început să-mi spună că el de mult e îndrăgostit de mine, mi venea să râd de el așa. Dintr-o dată mi-a scăzut foarte mult în ochi și nu mai băgam în seamă, pentru că realmente mi-am dat seama că nu este cine credeam eu că este el. Adică îl vezi pe om într-un rol și după aceea îți dai seama că nu este acel cineva. Cum te umilești? Cum ajungi atât de jos mărturisind sentimentele tale sau spunând că îți pasă de persoana respectivă? De ce au oamenii tendința să-l consideri lipsit de valoare pe acela care iubește pe altcineva? De ce li se pare slab și de ce li se pare numai bun de ignorat? De ce este băgat în seamă individul narcisist, de exemplu? După cum spuneam, există această stratificare piramidală, adică masa mare de indivizi este formată dintre cei care sunt gata să admire. Și asta pentru că majoritatea au rămas în condiția aceasta de pui, de copil, care are niște adulți, niște oameni realizați mai sus de el. Și pe măsură ce mergem pe această piramidă, vom observa că în vârf sunt vreo câțiva care și-au cultivat atât de bine apariția, sunt atât de siguri pe ei chiar și atunci când sunt nefericiți, încât toată lumea este de acord că aceștia sunt fericiți și că aceștia sunt ideali și trebuie să umblăm după ei. Acestea sunt idolii din societate. Fanii sunt mulți și fraieri. Idolii sunt vreo câțiva și aparent foarte fericiți, dar se demonstrează că în realitate nu este deloc așa. Bun. Este nu numai această stratificare socială a succesului, ci și stratificarea socială erotică. Există persoane care sunt bune de iubit de către toți și dorite de toți, care nu au milă față de cei care umblă după ele, și există persoane care toată viața lor încearcă să ajungă la cineva și se chinuie să rămână lângă acea persoană. Bineînțeles, nu te mai întreb în care dintre roluri ai vrea să trăiești. Și în seara asta o să vorbim despre ce ai de făcut ca să te situezi pe un loc onorabil, într-un strat onorabil al acestei piramide. Vă să zic că spuneam mai devreme că este vorba nu atât despre calitățile celuilalt după care umbli tu și nu te bagă în seamă, cât despre tine, trecutul tău, formarea ta ca personalitate și nesiguranțele tale de moment. Ori aici am să-ți menționez una dintre trăsăturile de personalitate care te predispune să intri în rolul acesta de victimă a succesului celuilalt. Este vorba de histrionismul din tine. Cu cât ești mai egocentric, adică mai în centrul atenției ți-a trebuit să fii până acum, cu atât mai afectat ești dacă cineva nu te bagă în seamă. Pentru că din structura histrionică a personalității face parte și nevoia imperioasă a histrionicului de a fi băgat în seamă și nefericirea lui totală în momentele când nu are spectator pentru afectul pe care el îl trăiește. Când nimeni nu observă cât de rău este, câtă emoție are sau ce succes ar putea să aibă. Va să zică încă ceva despre tine dacă ești afectat atunci când nu ești băgat în seamă. Probabil că în personalitatea ta se află o componentă notabilă de histrionism. Bun. Și atunci, bineînțeles că sunt tot felul de mecanisme care se petrec în sufletelul tău de copil, pentru că histrionismul de multe ori are și această proprietate de infantilism din punct de vedere emoțional și social. Adică oamenii care sunt egocentrici și vor să fie în centrul atenției și sunt nefericiți dacă nu sunt băgați în seamă, au această latură de copil preponderentă, pentru că toți copiii sunt de fapt așa când sunt mici, urmând ca pe măsură ce cresc și se socializează
să se decentreze, adică să iasă din centrul atenției propriei persoane și să-i mai lase și pe alții să ocupe atenția. De asemenea, copiii vor să fie băgați în seamă, pentru că este o formă de a lupta pentru supraviețuire. În ce măsură un copil luptă pentru supraviețuire când vrea să fie băgat în seamă? Închipuiți-vă această scenă a cuibului cu mulți pui de rândunică, da, în cuib. Sunt vreo 4-5 pui și o singură mamă. Această unicitate a mamei face să existe cu siguranță o competiție între pui. Și îi vezi cum scoate fiecare capul cât mai sus cu putință ca să fie el cel ales și băgat în seamă. Este o luptă pentru supraviețuire, că se demonstrează frecvent că cel mai modest și mai cumințel dintre pui nu va supraviețui în acel cuib și nu va ajunge să zboare. Ori asta înseamnă că undeva acest egoism despre care sunt pregătit să vă vorbesc, prieteni, în seara asta, are o utilitate extrem de mare în această junglă numită societate în care se presupune că vei supraviețui, nu așa? Și cât de sus scoți tu capul? Și cum dai din coate în planul erotismului? Și cine te demonstrezi tu a fi? Ești tu o persoană modestă, erotic? Adică există modestie în erotism? Nu. Nu există. Erotismul are niște legi. Și una dintre legile erotismului este să cultivi egocentrismul. Adică să te bagi în seamă cu ceilalți, să ieși în evidență, inclusiv exagerând unele elemente de la tine, mai pe la decolteu sau mai pe la muzica pe care o pui, astfel încât să fii observabil și de ales. Vedeți? Antinomicele pentru a fi ignorat și a fi abandonat. Noi ne zbatem între aceste două extreme. Încercăm să fim cei aleși. Mai ales că este, după cum spuneam, nu doar o problemă de fraternitate față de frații noștri, ci în întreaga societate ne tot străduim să cultivăm acest aspect comercial al persoanei noastre. Și maximum de atitudine în sensul acesta se ivește când e vorba de dragoste. Adică, practic, unui om care este în câmpul dragostei, îi sunt utile cunoștințele de marketing erotic, ca să spunem așa, și de vânzări, cum să te vinzi celelalte persoane în așa fel încât să te cumpere în acest moment și eventual pentru totdeauna. Bun. Vă să zic că ai de făcut unele lucruri pentru a atrage și mai ales pentru a ignora. Și o să discutăm la practicalități despre asta. Dar deocamdată vreau să văd ce părere aveți voi, prietenii mei, care își exprimă opiniile pe aici. Bun. Cosmin, trebuie să fii conștient că gândul la acest podcast este dorința mea, de fapt, propriul meu gând, este gândul meu. Da, interesantă filozofie, dar o să mă mai gândesc la ea. Alina. De 8 ani stau cu cineva care nu mă iubește, dar nici nu mă părăsește. Ne vedem doar pentru nevoi fizice. Altceva nu vrea. Păi, dacă nevoile lui fizice nu sunt îndeplinite, nu e așa că o să plece? Nu e așa că, de fapt, în spatele acestei situații se află groaza Alinei de a nu fi părăsită, de oricine ar fi acela și de oricât de ieftin ar fi acela? Și nu e așa că, de fapt, acest lucru se rezolvă în altă parte decât în relație cu acest om? Adică groaza de a nu fi părăsit poate fi rezolvată astfel încât să nu mai plătești un preț atât de scump. Dar mai este o întrebare. Ale cui nevoi fizice? Doar ale lui? Pentru că există o somatizare prin atașament a persoanei care este victimă, acelui faț care profită de ea, și îți dai seama că această persoană se desprinde cu greu de relația, așa zis, toxică, sau, mă rog, de abuz din partea cuiva, pentru simplu fapt că atașamentul se produce și în temei negativ, adică față de lucrurile cu care nu suntem de acord. Georgeta. Trăiesc asta zilnic. Sunt dorită, sunt respinsă de două persoane diferite, iar eu fac același lucru. Este inconfortabil, obositor și macină. Da, Georgeta, este obositor, inconfortabil și macină
pentru simplu fapt că nu se mai termină niciodată și nu te alegi cu ceva foarte clar. Oare dacă o persoană se află între cineva care aleargă după ea și altcineva după care ea aleargă, se va opri vreodată această situație? Cum să facem să oprim această goană în cerc? Păi se poate opri dacă îți pui niște întrebări importante. Prima dintre ele este: pentru ce trăiesc acum, în prezent? Trăiesc pentru a fi iubit sau pentru a iubi? Și dacă le vrei pe amândouă, în ce ordine presupui că le vei pune în practică? Întâi și întâi vei atrage pe cineva în speranța că te vei îndrăgosti și tu de acea persoană? Sau întâi și întâi îți dai voie să te îndrăgostești de o persoană în speranța că o să o faci și pe aceea să se îndrăgostească de tine? Bineînțeles că recomandarea mea este să te faci iubit de oameni și de vrăbi și de căței și de copii și de cei de același sex și de cei de sex opus, astfel încât această atmosferă de încredere în tine pe care ți-o dau cei care au nevoie de tine să-ți permită să alegi pe unul dintre ei ca fiindu-ți partener mai târziu. Și atunci, da, va fi minunat. Probabil că vei și iubi dacă celălalt știe să facă și el ceva. Dar eu mă bazez pe faptul că o să-l alegi tocmai pentru că știe să facă și el pe niște oameni să-l iubească. Bun. Cosmin. Da, stările care vă sunt insuflate. Cătălin, îmi pune o întrebare foarte frumoasă și scurtă. Zice așa: cum arată un om fără iluzii? Dragă Cătălin, un om fără iluzii arată ca un om fără percepții. Dar până și orbii au iluzii și chiar halucinează. Ori asta înseamnă că undeva este o nevoie a minții umane de a-ți face iluzii, adică de a-ți face niște scenarii care nu se vor îndeplini probabil niciodată, care nu sunt realiste. Însă oamenii au nevoie de acest lucru pentru că ei și-au demonstrat lor înșile de-a lungul istoriei lor că făcându-și iluzii pot să se unească pentru a le pune, a le face să existe în realitate. Așa zisele miracole sunt de fapt niște iluzii care au ajuns să se întâmple realitate pentru că oamenii au reușit să se unească și să contribuie cu câte ceva mic și banal la ceva măreț și imposibil de făcut de către unul singur. Și vreau să-mi percepeți corect această definiție a miracolului și a iluziei, prieteni. Vă să zic că miracolul este acel lucru care este foarte ușor de făcut de către toți oamenii, dar imposibil de făcut de către unul singur. Adică miracolul este ceea ce oamenii reușesc împreună și nu vor reuși niciodată individual. Și asta demonstrează că miracolele se pot întâmpla dacă oamenii sunt împreună. Eu obișnuiesc să le dau elevilor de liceu exemplul acesta cu telefonul mobil. Este telefonul mobil un miracol? Da, este un miracol pentru că tu nu poți să-l faci. Pentru că el funcționează într-o manieră imposibil de înțeles pentru cei din istorie, din trecut. Însă, iată-l, există. Se poate auzi și funcționează pentru că oamenii, zeci de mii de specialiști, s-au adunat să-l creeze și să-l facă să meargă. Miracolul. Bun, mai departe să vedem ce întrebări mai aveți. Carmen, dar ce ne facem când, da, ne iubim amândoi, dar după o vreme ceva nu mai pare ok, parcă nu mai e aceeași sinceritate, parcă ai vrea să te cunoască mai bine și să te citească mai bine? Mă rog, eu îi spun plictiseală, dar nu e plictiseală, e o problemă. Da, scade vederea și omul nu te mai vede pe măsură ce înaintează în vârstă, nu-i așa? Este de fapt un fel de oboseală a cuplului prin asimilare. Faptul că oamenii practică niște ritualuri precum mărturisirea, sinceritatea între ei, printre altele poate să ducă la uzura cuplului. Adică știi aproape tot despre celălalt, știi ce urmează în viața lui și până la urmă cauți altceva și atunci apare din nou
nesinceritatea. Și este uimitor cum oamenii care trăiesc în nesinceritate sunt ceva mai activi în a-și apăra minciunile decât cei care trăiesc în sinceritate și spun: noi suntem fericiți pentru că ne spunem tot. Și după aceea ce faceți? Adică asta e problema. Ce faci după ce ai fost sincer? Ce mai rămâne din tine? Și de aceea în erotism există acest ingredient al minciunii. Femei care spun: minte-mă frumos. Bărbați care consideră că femeile sunt niște mincinoase. Și de ce se produce această combinație aproape inacceptabilă între dragoste și minciună? Pentru că minciuna aduce lucruri greu de dobândit, dar care au o frumusețe anume în viața de cuplu. Și uite, așa a fost de când e lumea. Ramona. Am iubit un bărbat care era înnebunit după mine, făcea lucruri nebunești, mă căuta cu disperare, îl iubeam enorm. Ne-am despărțit de mai multe ori și de fiecare dată ne căutam unul pe celălalt. De data asta însă s-a purtat oribil și în loc să se schimbe, și-a făcut pe altcineva și eu n-am mai dat niciun semn. Sufăr enorm, dar știu că nu așa trebuia să procedeze și nu-l pot căuta. Dragă Ramona, există un timp pentru dragostea de un fel anume, pentru frumusețea dragostei. Este un timp de aici și până aici. Deși dragostea dă senzația de veșnicie și mulți îndrăgostiți se jură că dragostea lor o să fie veșnică, se demonstrează de fiecare dată că este mult mai efemeră decât se credea. Și da, dragostea, partea ei înflăcărată, se termină. Așa și trebuie să fie. De ce? Pentru că mai avem nevoie și de înțelepciune în viața asta, nu doar de înflăcărare. De ce? Pentru că dacă să-i vezi copiii, va trebui să fim mai degrabă organizați decât nebuni și romantici. Și asta înseamnă că vestea bună despre faptul că voi doi nu vă mai iubiți atât de înflăcărat ca pe vremuri și nu vă mai căutați, înseamnă că v-ați și maturizat puțin și ați devenit mai pragmatici. Cel puțin unul dintre voi, și mă tem că mai degrabă el. Camelia, acest subiect mă fascinează. Exact asta mă atrage la un bărbat. Să mă respingă, gen cu limită. Adică nu să te respingă, să nu te bagi în seamă de fiecare dată și pentru tot ce faci. Să-și vadă de ale lui și chiar să-ți dea de înțeles că s-ar putea să nu te vrea. Iar acest lucru te emoționează profund, te provoacă, te face să știi pentru ce trăiești în următoarele luni de zile. Da, probabil că e minunat. Ioana. Iubesc un bărbat, îmi spune că mă iubește, dar nu comunicăm așa de mult. Care este cauza? Pentru mulți bărbați, comunicarea cu o femeie înseamnă imixtiunea acelei femei în viața lor. Dacă ei trebuie să facă mărturisiri, dacă ei trebuie să petreacă ore în șir cu acea femeie vorbind, consideră că este o pierdere și că acea femeie le fură din libertate. Practic, a nu vorbi este pentru mulți bărbați libertate, în timp ce a vorbi este pentru majoritatea femeilor libertate. Deci, asta înseamnă că avem o percepție diferită asupra confortului în libertate. Ana Maria. Soțul îmi spune că voi rămâne singură, pentru că mereu sunt tranșantă și spun mereu direct totul tuturor. El, datorită acestui fapt, s-a îndrăgostit de mine, dar cercul de prieteni nu apreciază mereu. Ca atare, eu am o problemă în opinia lor, dar culmea, la final am dreptate. Da, și asta poate pentru că sunteți o femeie inteligentă, Ana Maria. Și aveți poate și cultură sau argumentele pentru a demonstra că aveți dreptate. Dar oamenii care au dreptate, așa cum spune soțul dumneavoastră, pot să rămână singuri pentru că nu sunt confortabili. Oamenii au nevoie de victime în jurul lor, de oameni slabi de multe ori, pe care să-i poată manevra, de care să se poată folosi. În momentul în care ești impecabil și foarte greu de supus, atunci începi să fii și ocolit. Și nu înțelegi unde ai greșit. Ei bine, cam pe aici.
Cristian, psihologia apatiei de grup. Despre ce-o fi vorba aici? Da, mă gândesc că apatia de grup este perceptibilă atunci când grupul de fapt nu există, este ceva artificial, este o alcătuire artificială, este ceea ce vezi la deținuții care sunt băgați în aceeași celulă fără să se fi cunoscut în primele zile. Andreea, așteptam ieri de la dumneavoastră acel podcast de la Măruță, dar nu a apărut. Nu se mai fac acele podcasturi de 30 de minute? O, ba da, dar am uitat să-i bag, să distribui link-ul, am să fac lucrul ăsta în seara asta. Mulțumesc pentru observație. Dana, nu a funcționat niciodată la mine psihologia inversă. Foarte bună observație. Ce este cu psihologia aceasta inversă? Este acea atitudine a cuiva care stârnește la tine opoziție, o reacție de opoziție, de a face invers decât ți s-a cerut. Adică părinții au observat că dacă îl roagă pe copil să mănânce, acesta nu mănâncă și atunci se duc la copil și să-i spun să nu cumva să te atingi de mâncarea asta pentru că este pentru cățel. Și, na, unii copii se duc cu mâncarea direct la cățel, alții însă spun, nu, că o mănânc eu, cum să o dai la cățel? Și da, unii părinți observă că există această reacție față de așa zisa psihologie inversă. Dar pentru unii oameni nu funcționează și asta pentru că acele persoane iau lucrurile ad literam. Așa cum le zici, așa le percep. Nu stau ei să se gândească la vreo uneltire în spatele afirmației respective. Bun. Camelia. Mereu am fost atrasă de un bărbat care mă respinge sau care căruia nu-i prezint interes. Am alocat luni de zile pentru a cuceri, m-am simțit bine după ce am cucerit, gen ca un trofeu. Da, și asta pentru că unii părinți cultivă ideea că omul care îți face complimente sau se poartă frumos cu tine urmărește ceva și că este demn de dispreț și mai bine nu ai de-a face cu astfel de persoane. Și că a fi sincer, a trânti pe masă ceva chiar și critic, poate să aibă efect mai bun asupra relațiilor pe care le ai. Într-un fel, da, numai că nu poți să treci toată viața doar în critică și în observații negative la adresa celorlalți. Eli, de unde sau cum se naște obsesia pentru un el? Un el care nu acordă atenție deloc celei care a dezvoltat acea obsesie. E aici, mai există un lucru. Dacă orice persoană, bărbat sau femeie, observă că cineva a dezvoltat o obsesie față de ea, se dă mai încolo. Chiar și cei mai prăpădiți și mai singuratici oameni, în momentul în care văd că cineva a făcut o obsesie, au reacție de apărare față de asta. Fiindcă acea insistență declanșează un reflex față de redundanță, adică față de repetiția fără rost. Redundanța aceasta este fascinantă din punct de vedere psihologic, adică repetiția în tocmai unui lucru. Când suntem nesiguri, anxioși, în timpul unei învățări, dependenți, avem nevoie de axiome, avem nevoie să ni se mai spună încă o dată că o să fie bine, avem nevoie să ni se repete lucruri ca să ne găsim siguranța și liniștea. După ce ne-am găsit siguranța și liniștea, ghici, avem nevoie să nu se mai repete lucrurile, să fie ceva nou, ne enervează repetiția, considerăm că stăm, batem pasul pe loc. Ciudată mai este și natura asta umană, așa-i? Ana Maria, se poate pentru socializare, dar până la urmă, pentru mine, valorile sunt valori și dreptatea e dreptate, chiar și gramatica. Da, valorile sunt valori, adică ele sunt făcute să rămână constante pentru că altfel nu mai pot fi folosite ca reper și nu mai pot fi dorite de mai toată lumea. Dar eu cred că există oameni care sunt capabili să creeze valori, nu doar să le păstreze. Și e ceva minunat ce se întâmplă cu un om care creează valori. Unor se poate lipsi de ele, de cele pe care tocmai le-a creat și se interesează de cele care urmează să fie create.
Ok. Bun, oameni care își răspund unii altora. Adi, atunci când văd un produs cu stoc limitat, mă gândesc să-l achiziționez doar dacă am nevoie, dar pentru că e stoc limitat, nu amân. Foarte bună observație. Asta însemnând un fel de psihologia prevenirii pierderii, despre care am mai vorbit cândva. Adică, după ce ai pierdut, da? De exemplu, nu știu, ai rămas fără zahăr și nu s-a mai găsit zahăr. Nu știu de ce dau exemplul ăsta de pe vremea lui Ceaușescu, era foarte frecvent. Și după aceea, când vezi zahăr, chiar dacă nu trebuie și mai ai vreo 10 pungi acasă, mai iei să fie. Da? Este vorba de această nesiguranță pe care ai trăit-o în urma unor pierderi. Și atunci acționezi preventiv. Când cineva nu te bagă în seamă după ce tu ai fost singuratic o vreme, vrei neapărat să fii băgat în seamă, chiar dacă nu vrei pe omul acela în viața ta. Și știți că lucrul ăsta se întâmplă foarte frecvent. Adică sunt oameni care nu au nevoie de acel cineva neapărat, să se încurce cu el. Știu că nu este bine. Dar pentru că este băgat în seamă de o altă persoană, în această competiție trebuie neapărat să-l aibă. Alina Eliza a fost îndrăgostit de mine, dar nu mai e. I-am zis că îl iubesc și a zis că nu vrea același lucru, că nu mă vrea când m-a abordat un tânăr frumos, l-a deranjat. Cum să fac să mă iubească și să mă dorească iar? Păi se pare că trebuie folosită această iubire pentru celălalt tânăr frumos. Și nu glumesc când spun asta. Există o serie de bărbați pentru care ceilalți bărbați sunt suprema valoare pe lume. Și asta pentru că ei funcționează doar în temeiul competiției cu ceilalți. De altfel, majoritatea bărbaților sunt sensibili la competiția cu ceilalți bărbați. Și de aceea am tot vorbit despre faptul că o femeie trebuie să rămână valabilă pentru toți bărbații de pe lumea aceasta, chiar dacă ea consideră că se află în relație cu unul și trebuie să îi se dedice acestuia. Mai departe. Ghiță. Eu sunt dur cu o femeie, dar în același timp îi prezint și mintea. Oare, dar de ce este necesar să fii dur cu o femeie dacă îi prezinți mintea? Adică, practic, nu e suficientă mintea. Duritatea oricum nu prea mai funcționează în ziua de astăzi. Observ cum femeile din ziua de astăzi nu se mai sperie de bărbații duri pentru simplu fapt că au alternative la ei. Și chiar au început să apară o serie întreagă de femei dure în ziua de astăzi. Cristiana. Este și mai grav când te ignoră, dar în același timp îți alimentează curiozitatea. Practic nu renunță la situația în care îi creează o anumită satisfacție când ignoră. Da, există satisfacția cu coada ochiului a celui care ignoră pe cineva, însă în același timp îl păstrează oarecum în câmpul vizual periferic, fie și el. Da, unii oameni învață să ignore pentru a-și face o bună stare pentru propria persoană. Și da, sunt persoane care după ce au fost băgate în seamă în familia lor, de exemplu, unora dintre fete li s-a spus, ești frumoasă și deșteaptă, după aceea continuă să trăiască pentru a li se spune așa și stau așa în semi-profil sau cu spatele ca să vină cineva și să le facă un compliment. Există și acest joc, bineînțeles. Sherry, crezi că este sănătos să ignorăm total soacra? Menționez că stăm în orașe și țări diferite, așa de bine mă simt că să o ignor, dar credeți că e bine? Ce mă sfătuiți? Cred că pentru a fi și mai bine, merită să o ignorați și din când în când să o bagați în seamă pentru că vreți dumneavoastră, nu pentru că vrea ea. Asta este de-a dreptul devastator. Adică, da, poți să-i dai senzația unui om că el nu contează foarte mult pentru deciziile pe care le iei tu în viață, dar ai face bine totuși ca să nu-ți faci un dușman să-l bagi în seamă la alegerea ta în momentele pe care le consideri tu utile. Bun, Alina. Înainte îl căutam săptămânal și îl invitam în oraș. Venea. Acum îl caut foarte rar. El nu-mi dă niciun mesaj și niciun telefon, nici pe Facebook.
mi-a zis la prima întâlnire că el e timid și nu dă niciun semn. Acum nu știu dacă a fost bășcălie chestia asta cu timiditatea, însă știu un singur lucru foarte clar, că dacă omul este căutat, nu mai are nevoie să facă eforturi. Și dacă el nu observă că ești atrăgătoare și interesată și de ceilalți oameni de pe pământ, o să considere că ești la dispoziția lui și dacă la asta se adaugă și alternativele pe care le are el, adică mai sunt și altele la coadă, bineînțeles că nu o să te bage în seamă. Da? Laura. Da, ignoranța devine atractivă din ce în ce mai... atât cât persoana te respinge și nu te bagă în seamă. Da, este atractivitate să fii ignorat, ignorarea. Și asta și pentru că oamenii sunt ființe sociale, după cum spuneam, și trebuie să se bage în seamă unii cu alții și să intre în competiție pentru a avea senzația de succes. Marius, ignorarea este o slăbiciune mentală. Ignoranța este o slăbiciune mentală, dar ignorarea nu cred că este o slăbiciune mentală. Să nu ai cunoștințe, adică să trăiești în ignoranță, da, este o slăbiciune. Pentru că dacă un om nu are, să spunem, o inteligență nativă prea elaborată, în schimb, are cultură generală, citește, se documentează, poate să dea senzația clară și chiar să aibă succesul unei persoane deștepte. În schimb, să ignore pe celălalt înseamnă să aibă o siguranță de sine, pentru că nu oricine poate să ignore pe ceilalți. Bine, poți să fii de-a dreptul surd sau inconștient cu privire la valorile celorlalți și să dai senzația că ignori din adins, dar curând oamenii își vor da seama că de fapt nu prea știi despre ce este vorba. Vă zic că există o singură modalitate de a produce această ignorare a celorlalți, și anume cu bună știință. Teodora, în orice relație este bine să păstrezi un echilibru în toate. Nu sufoca prin declarații, stai puțin la distanță, oferă-ți și oferă-i spațiu personal. Demonstrează prin gesturi mici iubirea. Da, așa este. Să demonstrezi prin gesturi mici iubirea și nu prin gesturi mari și să păstrezi distanța într-un cuplu, astea două sunt niște lucruri extraordinare. Dar ce, când ești îndrăgostit, ești în stare să pui în practică asta? Constantin, mergi la sală și fă în așa fel să ai 10 kg în cont și vei vedea că nu o să mai ai nevoie de psiholog. Dopamina secretată, apropierea de acea femeie face ca corpul să sufere. Da, să sperăm că este vorba despre o sală mixtă în care sunt prezenți și bărbați și femei. Dar haideți să vă zic câte ceva și despre practicalități, că prea v-am ținut așa în șah, nu-i așa? Practicalitățile acestea. Nu uitați că mâine seară, tot de la ora 19, avem dezbaterea de caz pentru cei care sunt patroni pe patreon.com/terandrei. Cazul este: mă simt bine nebăgat în seamă, sau cum să-l ignori pe pacient. O să discut cu patronii mei de pe acest site, care ați putea să fiți și voi prieteni, bineînțeles, despre aceste tehnici care îl pot ajuta pe un pacient, pe un om, să se simtă mai bine și să se regăsească pentru simplul fapt că nu e băgat în seamă în anumite momente esențiale. Haideți să vă zic cam ce ai de făcut în situația în care celălalt te ignoră și tu ești tot mai doritor de a fi în companie. În primul rând, trebuie să știi că omul de care ești atras nu trebuie să fie totul pentru tine. Și chiar se poate așa. O să zici, da, dar sunt foarte îndrăgostit sau îndrăgostită și chiar a devenit totul pentru mine. Nu, nu, nu. Poți să decizi că nu este totul pentru tine, mai ales când este vorba, nu știu, de exemplu, de sport sau de a merge la o expoziție. Poate să nu fie totul pentru tine și trebuie să decretezi acest lucru în această țară a interiorului tău pe care o guvernezi. În al doilea rând, trebuie să ai de unde alege. Și aici nu este vorba în primul rând de oameni. Dacă în mintea ta și în dezvoltarea ta au început să apară aceste concepte sănătoase, cum că un lucru prețios trebuie să aibă o alternativă, chiar dacă îi mai scade un pic din prețiozitate, el nu mai reprezintă o pierdere potențială atât de mare și atunci vei fi mult mai echilibrat în fața oamenilor care au o valoare mare pentru tine. Deci, pe scurt,
Dacă în loc de un singur pix ai două pixuri și nu te mai temi că îți vei pierde pixul, probabil că vei ajunge mai târziu să-ți dai seama că omul de care ești atras nu este totul pentru tine și că îți poți permite să-l pierzi și să trăiești bine mersi și fără el. Și în cazul în care îți cultivi o astfel de atitudine față de viață și relații, vei vedea că nu mai ești atât de disperat după cel care te respinge. Pentru că, știți, respingerea de multe ori nu este definitivă. Noi credem că e definitivă, noi o luăm ca pe o condamnare, ca pe o moarte emoțională, dar de fapt celălalt te respinge pentru că se joacă cu tine. Unor te respinge și pentru că vrea să te vadă mergând după el, căutându-l, da? Și îi place lucrul acesta. Și tu faci asta unor probabil. 3. Există o diferență între a dori să trăiești în dragoste cu cineva și a dori să faci o familie cu cineva. Nu sunt același lucru, deși de doar vreo câteva zeci de ani încoace, oamenii le confundă și le cuplează pe acestea două. Adică de vreo 60-70 de ani, oamenii consideră că numai din dragoste trebuie să se căsătorească persoanele și că altfel nu este, n-o să țină. Păi, de fapt, este invers. Familiile și relațiile durabile, nu, care ar trebui să fie durabile, nu țin, tocmai pentru că implică erotism, foarte mult erotism. Și atunci, dacă vrei erotism, probabil că îți vei da voie să alergi după un om pe care îl placi. Și până la urmă, cine știe, poate vei avea succes și te va plăcea și el. Dacă însă vrei să faci o relație îndelungată, durabilă social, eventual numită familie, atunci probabil că merită să acorzi atenție omului care aleargă după tine și pe care poate până mai ieri îl disprețuiai. Pentru că, intrând în profunzime de relație cu această persoană, te vei asigura de două lucruri. Că acest om rămâne în preajma ta, fiindcă te iubește de mult timp. Și doi, te vei putea îndrăgosti și tu de el, pentru că ajungi la profunzim și te vei îndrăgosti de lucrurile lui adevărate, nu de cele superficiale. Dar vreau să fiu corect înțeles. Lucrurile superficiale au și ele un rol important în viața noastră. Deși oamenii cred că trebuie să scăpăm de ele, ele sunt așa cum este parfumul florilor. Ce? O floare nu poate să trăiască și fără să fie parfumată? Și cu toate acestea se poate observa că nu o să trăiască ea și urmașele ei dacă nu există parfum. Haideți să discutăm puțin despre cum să ignori pe cineva. Ce ziceți? Haideți să vă învăț acest lucru simplu, pentru că discutam despre această complementaritate de rol. De ce să fii tu cel care se îndrăgostește din ce în ce mai tare de o persoană care nu îl bagă în seamă? De ce să nu fii tu cel care ignoră și în felul acesta atragi după tine tot felul de atenții și persoane interesante? Numărul 1. E foarte simplu. Ca să ignori pe cineva, nu te uiți la el. Uite, încearcă să te joci cu chestia asta de mâine, că poate astăzi este cam târziu. Mergi pe lângă o persoană de care, să spunem că până mai ieri îți plăcea și de-abia așteptai să o vezi și nu te mai uita la ea. Treci pe lângă ea ca pe lângă un stâlp. În primul rând că o să te abordezi și să spună: ești supărat pe mine? S-a întâmplat ceva? Văd că nu mai bagi în seamă, nici măcar nu mai salutat. Iar tu poți să-i spui: nu-ți fă griji, ești aceeași persoană pentru mine. Și îți vezi de treabă înainte. Bineînțeles că o să înceapă să facă și el același lucru, bla, bla, bla. 2. Nu-l mai auzi. Poți să faci și asta. Adică, dar nu tot. Adică nu poți să te faci că nu auzi nimic din ce îți spune persoana respectivă. Dar uneori poți să treci pe lângă ce a zis și o să vezi că este foarte ambiționată să-ți repete, să vină după tine să spună încă o dată, să te întrebe de ce nu iei în calcul ceea ce a zis. Și iarăși este important să spui ceva cu zâmbetul pe buze și nu agresiv, ca să nu creadă că ai deschis un conflict. 3. Nu o atingi. Adică a nu pune mâna pe cineva după ce, să zicem, până atunci v-ați cam atins, înseamnă să simtă că este o problemă, să simtă că îi lipsește ceva, pierde ceva din acest domeniu diafan al stimulărilor. Și atunci persoana respectivă este interesată să vină ea după tine. Nu confirmi. Adică nu mai zici încă o dată ceva care este important pentru ea să-i zici încă o dată. Adică
i-ai spus te iubesc și peste vreo câteva zile, dar nu mi-ai mai spus că te iubesc. Și spui, nici nu-ți mai spun. De ce? Știu eu de ce. Ești supărat pe mine? Nu, niciodată nu o să fiu supărat pe tine. Și atunci se naște acea discuție de preocupare și persoana respectivă intră în rolul celui care umblă după tine. Îi bagi în seamă pe omologii lui, pe competitorii lui. Asta, bineînțeles că e grav, nu-i așa? Adică discuți cu oamenii care sunt în competiție cu această persoană. Bineînțeles că este intrigată, geloasă și umblă după tine să îți schimbe comportamentul și să o bagi pe ea în seamă de față cu ceilalți. Este simplu, nu-i așa? Dar mai este ceva ce poți să faci. Mai ales în preajma unor oameni frumoși, trebuie să știi să critici. Cum să spui unui om frumos, care ție ți se pare frumos, că de-aia umblă după el și el nu te bagă în seamă, nu? Să-i spui că a făcut o gafă. Că așa ceva nu este ok. Și că nu apreciezi deloc gestul acela. Dar el se oprește așa puțin și se întreabă, dar cu ce drept îmi spui tu mie asta? Ce ți-am zis eu că te plac și că țin cont de tine? Dar faptul că tu o spui te introduce automat în rolul celui care contează pentru acest om. Și merită să încerci. Și acum a venit momentul să te întreb ceva. Care este proporția ta de ignorare a oamenilor din jurul tău? Pe cât îi ignori? Pentru că în funcție de balanța aceasta poți fi mai social, mai cald, mai rece, mai inabordabil, mai important sau mai puțin important. Da, a ignora câte ceva din ce fac ceilalți, câte ceva din prezența celorlalți, poate să mențină acest echilibru social și până la urmă erotic pe care tu îl ai în viața ta. Gândește-te la proporția de ignorare pe care o produci în fiecare zi. Și ai putea constata că nu ai deloc ignorare la adresa celorlalți sau că ai prea multă și asta înseamnă că poate ești într-o defensivă față de ceilalți oameni. Gândește-te puțin cât de mult îi ignori pe oamenii din jurul tău. Hai să mai iau câteva dintre părerile voastre, prieteni. Uitați că aici sunt niște continuări. Manuela. Unii nu au reacție la asta, credeți-mă, nu funcționează. De ce oare? Am auzit, nu oblig pe nimeni să fie cu mine. Asta este valabilă pentru oamenii care sunt obișnuiți să fie băgați în seamă și au alternative. Adică, să luăm exemplu unui bărbat, să zicem, afemeiat, care are destule tipe care îi dau like-uri pe Facebook sau îl urmăresc pe Instagram, nu? Și tu îl ignori. Păi bineînțeles că el are alternative la tine și sunt destule persoane care o să-i spună eu nu te ignor niciodată, eu nu dorm datorită ție și mă gândesc numai la tine. Ori dacă este vorba de o astfel de persoană, chiar merită să o ignori pe bune, de tot. Da? Denis, dacă prin ignorare rănești orgolul cuiva în momentul repetat, este posibil să-l pierzi. Da? Este posibil să-l pierzi dacă rănești și este posibil să-l pierzi dacă are alternative numeroase la tine. Dar, oricum trebuie să existe și acest ingredient în atitudinea ta față de ceilalți oameni, inclusiv față de acest om. Pentru că dacă ești în mod constant și loial, prezent, nu ai un avantaj, nu faci ceva pentru relația voastră, ci mai degrabă o subminezi. Steluța, oamenii diferă, Andrei, după caz, diferă prin intelect, maturitate și prin retard. Da, de aia ne-a dat Dumnezeu retardul ca să ne diferențiem între noi. Da, și maturitatea este diferită de la unul la altul. Și da, intelectul este divers și această diversitate ne face ca uneori reacția față de a fi ignorat să fie diferită. Și tot merită să fie trăită. Prieteni, după cum vedeți, pendulul spune că ar trebui să ne oprim. Mâine seară, la prezentarea de caz, pentru prietenii de pe patreon.com/Andrei, vorbim despre subiectul mă simt mai bine nebăgat în seamă.
despre cum să îl ignori pe pacient și cum poți să-i faci bine cu asta. O seară frumoasă, vă doresc mai bine!